Salutare tuturor și pam, pam, pam! Astăzi trebuie să scăpăm de acest bunic nebun. Bă, ce se uită la mine, văleleu, văleleu. Totuși, înainte să scăpăm, eu am două întrebări. 1. De ce nu are degete? 2. De ce se uită la un televizor care este spart și nu merge? Eu tot ce pot să zic este că e nebun la cap. Am intrat aici în casa lui, am fost răpiți de el și acum trebuie să găsim o metodă de a scăpa. Au intrat deja 2 abonați, Sky Dream, cineva cu numele meu și Valentin Pepsiman. Și acum să începem aici... noua noastră misiune. Uitați-l acolo jos, repară televizorul sau ce face? Nu, repară altceva. În fine, habar am ce repară. Vedem că are un tablou foarte interesant cu acel cățeluș acolo. Ok, haideți să ne începem aventura. Trebuie să ne furișăm încet, să nu-și dea seama că suntem aici. Bunicu, eu nu sunt aici, ok? Hai că am plecat, la revedere. Bun, i-a blocat ușa. No, stai un pic, ăsta e nebun la cap. Uite, poate trebuie să ies pe aici. Sper că n-a auzit că am deschis ușa, așa-i? N-a auzit, dar vreau să mă uit un pic la el. Văleleu, văleleu, bă, ce face asta aici? Ce repară? Bă, tu nu mă vezi, cred că e foarte concentrat să repară. Oh, ce m-a speriat. Wow, wow, vine după mine. Ok, atunci ai timpul să fugim, nu mai e atât de concentrat, m-a văzut. Mă duc acum în beciul său. De ce m-aș duce în beciul său? Mamă, deja mi-este teamă. Înainte de a continua, te-aș ruga să apeși pe butonul de like. Iar dacă apeși pe like, vei primi un leu. Sau poate vei primi un leu, habar n-am. Ce să fac cu acest leu? Îl pun aici, îl dau la Pupi. Pupi, Pupi, fii atent. Pentru tine am un leu, așa că ia un leu și du-l de aici. Așa. Așa că apăsați pe like și acum să ne continuăm aventura pe aici. Deci trebuie să scap acum momentan prin subsolul său. Din câte puteți vedea, așa arată subsolul său, arată dubios rău de tot, dar văd acolo un șurub, oare trebuia să-l iau? Oh, pica cineva acolo. Ok, o să mă duc să iau acest șurub, să vedem. Ok, am luat șurubul. Nu știu cu cine ajutăm. Respect, Sky, pentru munca repusă. Respect, mulțumesc că mă urmărești, apreciez. Am dat cu capul și am picat. Bă, bă, deci n-am murit prins de bunicul acela, am murit că am dat cu capul. Văd că m-a spanat aici, poate că m-am urcat înainte, dar am coborât înapoi după șurub. Și acum ne ducem mai departe, să vedem, apasă butonul roșu. Hai mă, fraților, să-mi pice ceva bun odată. Oh, ce faceți aici? Păi nici nu v-am observat. Ce făceam eu? Ei bine, mă jucam Dice Dreams. Haideți să vedem ce pică și... Hai cu ceva bun. Bănuți! Îmi place să mă joc Dice Dreams când mă plictisesc. În acest joc trebuie să-ți construiești o împărăție, să zicem așa, un regat. Ia ce s-a construit acolo. Deci, practic, asta este baza mea, să zicem așa. Și ce mai pot să fac eu în jocul ăsta este să-mi atac prietenii. Și acum atacăm aici, dăm cu zarurile, furăm banii, tot ce se poate. Jocul este absolut gratuit, poți să-l descarci chiar acum folosind linkul din descriere sau din comentarii. Și poți să-ți chemi și prietenii să joace acest joc și să le furi din bază bănuții. Mama, asta sună macabru. De ce ai furat de la prieteni? Ei bine, este doar un joc și e distractiv. Deci, da, puteți descărca Dice Dreams absolut gratuit folosind linkul din descriere și sper să vă distrați. Încă mă joc acum. Ok, bine, destul. Hai înapoi la episod. Este chestia asta din perete. Ok, trebuie să sărim peste astea. Hop, hop. Așa, și trebuie să ne ducem acolo sus. Așteptăm să iasă toate astea din perete. Bun. Țac, pac și ne-am descurcat. Deducem acum pe țava asta cu grijă. Bun. Urcăm și trebuie să găsim o scăpare. Nu știu ce am venit în beci. De fapt, știu, pentru că cealaltă ușă era blocată. Deci noi acum ne ducem cumva roată. Ieșim din beci. Bunicule? Oleleu! E supărat rău de tort. Ok, trebuie să fug. Asta mi-am dat seama. Bun. Da, da, bunicu, bunicu, stai un picuț că nu e nicio problemă. Uite, o să iau șurubul ăsta. Cred că nu mai ai nevoie de el, da? Hai că l-am luat așa. Oleleu, oleleu, se apropie foarte tare de mine. Se apropie. Apasă butonul. Așa. Fugi, fugi. Sper că se închide poarta asta. Sper că se închide. Fugi, fugi. De ce nu s-a închis? Închide ușa. Am scăpat de el momentan. Ok. Aproape că ne-a prins. Asta e nasolul rău de tort. Dar am reușit să scăpăm. Am dat aici pe ceva buton reset blocks. Ce se întâmplă? A, trebuie să-mi fac drumul sus, uite. Pot să-l pun aici? Știi cineva unde trebuie să-l pun? Aici? Ha? O, stai un pic, trebuie să... Stai un pic, stai un pic. Cred că m-am prins cum funcționează. Deci, iau ăsta și-l pun, uite, așa. Hop. Așa, bun. Iau ăsta și ăsta îl pun pe el. Merge? Ha? Ce-am apăsat? Ce-i ăsta? Cine sunt ăștia? Cine-i urâtul ăsta? Văleleu. Ok. Cum pun înapoi ăsta jos? Uite, îl pun așa, lângă, dar nu prea merge să-l pun. E destul de buguit, ce are, bă? Ok, nu știu cum, dar cumva i-am pus unul peste altul. A fost destul de greu. Să nu-mi zici că din nou. Văleleu, bă, dar se pune destul de greu, e buguit. Nu știu cum să vă explic. Deci chiar îl pui destul de greu pe ăsta. Ok, hai că l-am pus acolo. No, ăla plutește, aia da, dar nu știu care super puteri. Ok, sari. Pune, wow, m-a aruncat, mă, ce? 5 minutes later. Hai că l-am pus, te rog, nu mă mai pune să construiesc. Mulțumesc. Spargem geamul. What? Ok, scăpăm prin curte. Oh, nu.
Trebuie să mă furișez încet să nu mă vadă. Cred că m-a văzut, fraților, asta e problema. Cred că m-a văzut. Ok, ei bine, atunci n-am decât să fugim. Fugi, apasă, nu din nou înapoi în beci. Nu din nou, wow, wow, vine după mine, vine după mine. Ok, am reușit să închid. Mă, ce scrie? Zice că nu este un beci cu un buton secret care deschide ușa secretă. Categoric nu este nimic secret pe aici, ok. Dar nu este nimic secret, adică așa ușa am și eu la cameră. Păi ușa în perete, gen, nu e nimic secret. Ok, vreau să ziceți în comentarii unde am ajuns acum, pentru că ăsta nu mai este beciul lui, ăsta e templul lui. E lavă jos, dacă pic în lavă, ok. Am crezut că o să scap mai ușor de la el, dar nu. De ce are lavă bunicul meu în casă? Ok. Am prea multe întrebări. Am buton de nuke? Mamă, what? Atomic bomb sau fart nuke? Ok, de care ar trebui să dau fart nuke? Cât costă? 349 de Robux și atomic bomb? 249. Să dăm o bombă atomică? O dăm la final, o dăm la final. Ok, mă duc să iau șurubul ăsta. Așa. Știe cineva cum urc sus? Oh, nu. Au, nu, m-am ars. M-am ars și am reînviat în altă viață cu șurubul în buzunar de data asta. Așa funcționează pe Roblox. Roblox? Roblox. Doamne, ce am zis. Ok. Bun, torțe, torțe. Ce este ăla din față? Ce este ăla din față? Ok. Până ajungem acolo, mai avem de trecut peste asta, deci haideți să nu ne stresăm. Ok, acum am trecut peste asta, ne putem stresa. Ce e ăsta din față? Să nu... Oh, wow, wow, ok. Bătaie. Începe bătaie. Trage el, trage el. Trage în el, trage în el. Ok, de ce mă bat cu bunicul care este un cavaler? Asta este întrebarea mea. Mă duc așa. Wow, da, e destul de slab. Am crezut că e mai puternic, dar e destul de slab. Imediat va muri. Dă-i în el, dă-i, dă-i, dă-i. Trebuie să dau bomba atomică pe el. Wow, ce s-a întâmplat cu el? Ok, n-am să întreb. Nu vreau să știu ce s-a întâmplat cu el, ok? Chiar nu doresc să știu. Ne ducem înapoi sus. Haideți să urcăm. Urcăm sus, rău de tort. Capibara mea este aici, se ține cu mine, nu este teamă, vrea și ea să scăpăm. Și acum ce am intrat în turnul castel, unde sunt? Ok, avem un trunchi, un pătrat, ok. Trebuie să le pun aici, ok. Deci, pătrat, trunchi și unde e cercul? Uite aici, am crezut că nu este cercul pe aici, trebuie să mă retorc și să-l caut, dar de fapt este aici. Așa, le-am pus pe toate, cerc, pătrat, triunghi. Și lipsește dreptunghi, sau X, că controlerele au cerc, pătrat, triunghi, X. De la PlayStation, parcă, nu? Mă rog, în fine. Hai să mergem, așa. Bă, acum iar suntem în casa lui. Putem vedea că suntem în casa lui. Aia este mașina bunicului, cel mai probabil. Și acolo e ciocanul cu care repară tot și mă bate. Mă bate bunicul strict. Uite, șurubelniță. Ce e aici înăuntru? Nu e nimica. Așa e? Nu, nu e nimica. Doar așa arată pe aici. E ciudățel rău de tort. Hop, covorul! Covorul lui bunicu! Deci să mă rog dacă nu fiecare bunică are un covor de la în casă. Scrieți în comentarii dacă bunica voastră are covor de la în casă. Ne ducem pe aici. Hop, 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 hop. Da mă, da! Cum e șansa mea să scap? Reset blocks. Am dat reset la blocuri, dar nu știu ce înseamnă. Trebuie să fac drum. Ok, hai că m-am prins. Hai că-mi place ăsta. Ăsta nu se buguiește ca și ăla cu pusul acelor pătrate pe care l-am pus înainte. No! S-a dus, ok. Ei bine, trebuie să dăm reset atunci. Hai că dacă mă duc așa în ochii mei, merge mai bine? L-am luat? Da, mă, da, ăsta așa trebuie să-l joci din ochii tăi cum ar veni. Pac, l-am pus acolo, ne ducem înapoi. Mai luăm unul, țac, pac, țac, ne ducem tot așa mai departe. Îl punem aici, bun, mă, ne scurc? Voi scăpa de la bunicul ăsta nebun? Ce mai probabil da. De asemenea, ce că e ceva obi horror ăsta. Eu nu știu cât de horror este, dar... Așa, uite, îl iau. Perfect. Țac, pac. Și acum îl pun aici. Așa, bun, te rog nu pica. Yay, am trecut peste toate astea, bun. Ha? Am crezut că trebuie să ajung acolo în față, dar n-am văzut treptele, nu m-am uitat în jos. Bun, suntem la 79%. Ne apropiem în cei de final. What? Ce aici? Ușa secretă? Ăla-i bunicu? Mă, ce-a pățit bunicu? Carne? Ha? Secret. L-am colectat, ok, nu știu ce am colectat. Ar fi tare dacă aș putea merge cu mașina. Să vedem dacă pot să merg cu mașina. Uite șurubul, ascuns acolo. Deschid. Ce am deschis? Pot să merg cu mașina? Vreau să încerc. Nu pot. Mamă, ce tare era să-i fur mașina bunicului. Bă! What? Ce s-a întâmplat? Ha? Nu, stai un pic. Bă! Mă duc cu viteză! Bă! Acum în dreapta! Wow! Nu mai înțeleg nimic, fraților. Mă, ce? Ok, asta l-am înțeles-o, dar cumva am supraviețuit. Hop! Unde sunt? Sunt în canalizare? Da, 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 da! Cred că pot scăpa prin canalizare. Cred că n-ai niciun pic de habar că sunt pe aici. Ce asta? Am băut ceva. Ce-am băut? Ha? Ce? Wow, mi-a la viteză! Wow, asta așa trebuie să-l joc, ok.
Bă, dar ce canalizare mă duc. Ok, bunicul sunt sigur că nu știe că sunt pe aici, deci asta mă va avantaja, să zicem așa. Du-te, oh, nu! N-am văzut, doamne, ce pârlițuri. Hai că mai am puterea asta, noroc că mai am puterea și mai pot să mai trec încă o dată cu viteză. Nu știu de ce n-am văzut groapa aia, dar nu e ce problemă, o trec acum. Hop, 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 hai că scăpăm de bunicul o dată pentru totdeauna. Bă, dar groapa aia abia se vede. Deci acum că n-am sărit din nou iarăși, lasă mă păcă. Ce s-a auzit așa? Bă, dar urât o făcut, mă. Bă, dar urât o făcut. Bun, și acum scăpăm și plecăm. La revedere. Oh, bă, ce? Ok, ok, ultima bătaie cu bunicul. Asta e ultima bătaie. Wow, a dat cu ciocanul. Mi-a dat damage. Ce se întâmplă? Capibara mea merge în pământ, n-are nicio treabă, cred că se ascunde. Hop, sărim peste cei atacuri de bunicul aici. Hai bunicule că te-ai dus, nu te pui cu arma mea. Nu știu de unde am scos arma asta, dar am scos-o din buzunar, de habana de unde. Bine, bă! Aia zic, l-am bătut. Și acum ieșim pe aici, spărâți-mi că ieșim pe aici. Țac, pac, țac, ce zi minunată. Am scăpat de bunicul ăsta nebun. What? Plec cu iactul? Ce asta? Plec pe mare? Plec? Plec cu iactul? Ha? Ce? De ce mă așteaptă un iact? De ce mă așteaptă un vaporul Titanic cu un iact aici să plec? Am plătit un leu pentru această cursă. Leul pe care l-am primit când am apăsat pe butonul de like. Bine, fraților, acum că am terminat trebuie să dăm nuke-ul, pentru că altfel nu se poate să nu dăm nuke. Țineți-vă bine, pentru că tot universul va exploda, ok? Hopa! Ok, ok, m-a bubuit tot universul, țineți-vă bine! Wow!